Salutare, prieteni! Ce faceți, băi? M-am întors din vacanță, suntem gata în continuare să filmăm. Ne-am întors, Swifties back! Nu uitați că la sfârșitul acestui episod veți avea extragerea giveaway-ul de 1000 de gol și va urma încă ceva pregătit de mine pentru voi. Va urma încă un giveaway super... Bine, impropriu spus giveaway. Va urma ceva interesant pentru voi, ceva prin care eu vreau să vă mulțumesc vouă susținerea pe care mi-o acordați. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-o acordați în fiecare episod. Așa că hai să trecem la episodul de astăzi în primul rând și după în episoadele următoare voi anunța și pentru voi ceea ce v-am pregătit. Acum, bineînțeles, e perioada decembrie 2018. Prin urmare, în fiecare an, știm cu toții, Bizon bagă update, advent calendar, în fiecare an, bă, parcă ieri a fost mai update-ul ăsta cu advent calendar 2017, bă, dar repede mai trece timpul, măi. Hai să dăm aici pe detalii. Să vedem ce s-a adăugat în acest update. În acest update de Advent Calendar s-a băgat, bineînțeles, Advent Calendar, adică, vedeți aceste cadouri, puteți intra pe website, aici la stats, secțiunea Advent Calendar și în fiecare zi vor exista mai multe tombole, multe tombole în fiecare zi. La aceste tombole puteți câștiga mașini, conturi premium, clear FP, clanuri, renoiri de clan, bani, skinuri bronz, uite, mai multe skinuri, puteți câștiga renoire la clan în cazul în care aveți un clan, puteți câștiga mașini, Monster Truck, Infernus, Shamal, deci puteți câștiga mașini, de aia spun că este un mega update, după cum vă vedeți și în titlu, se pot câștiga timp de 30 de zile, în 5 tombole pe zi, se pot câștiga extrem de multe chestii care în mod normal ar costa o avere. Când aveți acest semn în dreptul cadoului, când dați click pe cadou și apare acest semn în dreptul recompensei, toți jucătorii online vor primi cadoul cu acea această iconiță și dacă este doar omulețul acesta roșu, înseamnă că un singur jucător va fi extras aleator și va primi cadoul. Prin urmare, da, chiar dacă stai conectat pe server pe sleep, tot îți vei primi cadoul acesta colectiv. Mențiuni. Puteți să le citiți și voi. Quest, s-a băgat quest. Quest de ziua României 1-9 decembrie și quest de Crăciun 17-31 decembrie. Două quest într-un singur update. Și stați puțin că asta nu este tot. S-a băgat și Get Gift, unde puteți câștiga asta, la Get Gift, este premiul standard de Get Gift, dar, pe 14 decembrie, dacă vă îmbătați mangă, iar voi toți trebuie să faceți să beți până când vă amețesc monitoarele. Și primiți 50 de gold dacă faceți treaba asta în orice bar. Stai să vezi acum bătaie pe Alhambra sau pe Pigpen. Și Moș Nicolae, asta este prima oară când se întâmplă așa ceva pe Bizon, acest update cu cadou de Moș Nicolae. Dacă ați fost cu mici în acest an, Moș Nicolae o să vă aducă un cadou special în data de 6 decembrie. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați în acea zi pe server, iar după câteva minute de la conectare o să vă apară pe harta locația cadoului. Prin urmare, Moș Nicolae va aduce un cadou. Dar dacă ați fost răi, n-ați fost cu minți și ați primit sancțiuni și nu v-ați comportat bine, Moș Nicolae s-ar putea să vă aducă și altceva. Ha, să vedem ce ne aduce Moș Nicolae. O bâtă, o nuia, cine știe. Ia uite frate aici. Reduceri, multe reduceri pe shop. Încă o dată, acesta este update-ul, mega reduceri pe shop. Quest, gift, Moș Nicolae, bea cu Bobo și advent calendarul care le face pe toate. Puteți câștiga zeci de premii interesante. Și haideți acum să intrăm pe joc. V-am prezentat update-ul, hai să intrăm pe joc și să ne jucăm sam, pentru că nu ne-am mai jucat de 5 zile, cel puțin eu care am fost plecat. 3, 2, 1, hai în joc. De când am mai intrat pe joc și de când am mai văzut casa asta, n-am mai văzut locul ăsta. Da, după o vacanță de 5 zile. Oh, 500 de player pe RPG3. Bă, am primit poză de la voi zilele trecute, cât timp eram plecat în vacanță. Am primit poză de la voi în care erau pe Bizon 1000 din 1000 pe RPG1 și RPG2, dacă nu mă înșel. Anyway, au fost 1000 din 1000. Bineînțeles, cu ocazia Advent Calendarului se fac lejer 1000 din 1000 mai tot timpul, pentru că toată lumea vrea să fie conectată pe server să primească cadourile. Acum nu știu dacă se primește vreun cadou la ora 5. Nu m-am uitat pe website să vedem când să primesc cadourile astăzi, dar cei drept suntem aici pe server. Unii dintre voi mi-a spus că cică, bă frate, nu mai da zăpadă așa de tare. Dar de ce mă, că mie îmi place cu zăpadă multă. O, de ce nu vă place? Eu zic că așa e bine. No? Bun, hai să dăm și noi get gift. Unde e get gift-ul?
Correct location on the minimap. Oh, stai puțin că get gift-ul nu mai e la mama naibii, pe apă sau pe vreun munte izolat. E chiar în mijlocul hărții. Bine, aproximativ în mijlocul hărții. Noi acum trecem pe lângă mijlocul hărții, care este chiar aici în dreapta, la Hitman Agency, în mijlocul hărții. Deci poți să spui că Hitman Agency este situat la kilometru 0, oarecum. Că tot venim vorba de Hitman Agency, a dat și un warning acum cu privire la Shadow Crew. Shadow Crew, un sublider în Hitman, care trebuia să ia lider, să-mi dea mie sub lider și ulterior l-am banat eu pentru coduri fix înainte să ia lider. Da, am amintiri. Ia stai, bans, shadow. Dar nu dau bans pentru că poate vedeți și alte banuri și nu e în regulă. Gene ban locul lui și e confidențial. Ce naiba, mă? Infernus s-a abandonat. Stai puțin, să facem și noi o faptă bună. Dacă tot Infernusul s-a abandonat aici, am turn off cumva. Așa. Ervec, tocmai și-a venit de pe sleep. Da, aveam turn off. Ibracadabra, pe contrasens. Bine, frate, o să mă fac că n-am văzut. Suntem în preajma sărbătorilor și nu trebuie să dăm bani, era să zic, l-am văzut pe ăla cu numele ăla. Nu trebuie să dăm sancțiuni, nu trebuie să fim evlavioși, să fim cumini, să ne aducă Moș Nicolae cadouri. Trebuie să ne simțim bine, nu? Să iertăm păcatele oamenilor de lângă noi. Mamă, mamă, ce decorații frumoase pe aici. O, pizza. Și poți să comand pizza? Slash pizza. Da, bineînțeles că nu merge. Oh, ia uite aici, Clacking Bell. S-a mutat Clacking Bell-ul aici. Cock-a-doo-doo, it's time for chicken. Cock-a-doo-doo, get gift. Ia să dăm. Oh, 25 de K. Mulțumesc frumos. Uite, 25 de K. Swifty, sal. Ra-ra-ra-ra-ra. Bun, am luat get gift. Eu vreau să-mi cadă mission points, frate. Nu mi-a căzut mission points. Tu nu trebuiai să ai mod pe tine de snowboard, bicicleto. Vec 509, oare pe bike normal am mod de snowboard? Da, pe bike normal. Bine atunci, mergem așa cu snowboardul. 25K, și mie 25K. N-avem ce să facem cu ei, bine, sunt bani puțin la chip, dar e bine că sunt moca. Dar frate, vezi să te iau pe snowboardul meu? Nu prea poți să te iau pe snowboardul meu. E loc doar pentru unul aici. E loc doar pentru un singur om pe al meu snowboard. Hăcea! Bă, nu știu dacă poți... Ia uite-l, mă! Am mod. Nu știu dacă poți să stai... Bine, poți să stai că ai bicicletă oarecum. De ce n-am HUD-ul și surfing activat? Bun. Bă, Infernusule, te las acolo. Adică nu cred că s-ar supăra cineva dacă te las acolo. Ia fii atent aici. Pac! Șpac! Stai, ce putem să mai testăm? Așa. Reduceri. Mamă, am 12.000 de gol mâncați și n-am ce să fac cu ei. Bă, să facem clan. Să facem clan. Mega clan 30 de lei. Bă, sunt reduceri destul de mari, 2800 de gold, dar cine pana mea să aibă grijă de clanul ăsta? Încă un chat unde pot să fiu spamat, nu, e prea mult, efectiv, n-am timp de administrarea clanului. Vehicle. Ia să scrieți în comentarii dacă vreți să facem un clan. O să mă gândesc și pentru episodul viitor să vedem dacă putem să facem un clan și dacă avem timp de el, chiar o să mă gândesc. Și să scrieți cum vreți să numească clanul. Doar așa, ca idee. Aici mi-e un MTB să strească. Un MTB, bine. Mountain Bike, Mount Vec, Mountain 1-1. Poftim, domnule. Ce zice? Ce-ți caută Infernusul la gift? Stă și el. Așa, banează-l pentru aim, bot la câte warning-uri de dar ăla. Ia stai, mă, Goto M. Ia uitați-i cu a. Swift pe snowboard. Trebuie să-mi pun un skin din ăla de Moș Crăciun cât de curând. Pac! O să-mi pun în episodul următor skinul de Moș Crăciun. Ia să vedem, ne dăm cu placa. Să scrieți în comentarii, vă rog eu mult. Ce clan vreți să facem? Cum vreți să numească? Dacă vreți, nu de 75 de sloturi pentru că e mult prea mult. O să facem de 30 de ăsta Big Clan, 30 de X. M-aș gândi să-i pun tagul Xmas. Xmas Swift Brother HD. Mamă, la cât de lung e numele ăsta. Xmas Swift Brother HD. Și să fie Christmas. Era mișto dacă poți face un tag în două culori. Dar nu merge. Christmas, adică Crăciun. Xmas sau Swift. Nu, ăsta o să fie un clan provizoriu numai pentru perioada de Crăciun. Acum nu știu cum să numească. Scrieți-mi, vă rog eu, în comentarii cum să numească clanul. Mă gândesc la Christmas, Swiftery. Nu, că nu vreau să aibă legătură cu Crăciunul. Renii lui Moș Crăciun. Renii lui Moș Swift. Nu, Renii lui Moș Crăciun.
să numească, nu știu. Îmi scrieți în comentarii pentru că eu nu am idee cum să numească clanul. Dar oricum, cu 12K Gold, ce putem să mai luăm? Clear Fab, Change Name, Hidden Color, Extra Vehicle Slot, Clear Un War, începe. Dar nu că nu avem nevoie de așa ceva. Save Box, VIP Vehicle, bă, pot să pun VIP. Și e și la preț acceptabil, hai să dăm VIP. Opa, cineva a rămas pe câmp. Îl ajut eu, frate. Unde e, frate? Unde ai rămas, frate? Tai, unde e asta? Lângă Ciliad? Da, lângă Ciliad. Frate, hello, vino încoa. Vex 503, ia, un Hotring aici și cu Hidden, frate, n-ai ce să mai zici. Și Hotring, și cu Hitman, și cu Hidden, era să zic, și cu Hitman. Ia ste, frate, House Exit 531, cu plăcere. Vreau să-mi pun VIP, pot să-mi pun VIP pe Bullet. Oare merge? Cred că merge. Bă, de ce n-ai spoiler? Turismule, ce ai făcut, frate, nu mai ai coadă? Hai să-mi pun VIP pe Bullet. Oare merge să pun pe Bullet? Merge. Unde ești buletele? Bullet. Convertul VIP car, 600 gold. Nu e 600 gold, este 480. Pap. Bun, i-am pus VIP. Acuși. Cu plăcere. Acum, G, Bullet, Edit Color for VIP, Edit VIP Text. Swifty Gaming Raw o să fie și textul acesta, Swifty Gaming Raw. Pac. Și unde l-a pus? Hai, mane, nu funcționează. Băi, a, la Bullet îl pune acolo sus, bine. Și dăm așa, Edit Color for VIP Text. Bun, RGB, VIP, fără astea, nu? FF, stai. RG, Input for the Bullet. FF, cred că nu merge. FF 0000. Cum puteam să facă mai multe culori scrisul? Știu că mergea cumva. Swifty Gaming Raw, da, dar știu că mergea cumva mai multe culori. VIP text, Swifty, da, după o să trebuiască să le editez. Nu, gata, gata, știu, asta e. FF 0000S, F00, FF00, PAX, WSTM. Funcționează așa? Nu, tare sunt curios dacă funcționează așa. Dacă merge să pui textul direct acolo. O, funcționează. Fiți atenți în ce facem. Bullet, VIP text. O să fie roșu, FF0000, Swifty, un verde, 00, FF00, gaming și gaming, așa, culorile de sărbători, roșu cu verde, și un galben vreau, galben, 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 ce culoare are galbenul? Nu, un auriu vreau. RGB, nu, hex color yellow. Stai că acum căutam pe internet să vedem care este culoarea pentru galben. Galben e compus din color hex yellow, EEE00. Diez, stai, EEE00 ro. Acum trebuie să meargă. Pac. A, nu merge textul. Nu merge. Between 0 și acum nu spune că mă pui seau de la început toată asta. VIP text, nu, hai că nu mă pune gaming ro. Da, nu funcționează. Atunci facem așa. Edit text. Chris și Christmas. 00FF00 Christmas. Zic că a mers. Ai, frate, las-o încolo de treabă. Edit VIP text. Lăsăm așa atunci. Edit, facem așa. 00FF00 Swifty Gaming Nub. The text must be between. Bă, mă enervează. Mă enervează, hai, lasă-l așa, dă-l încolo, Swifty Gaming Raw. Și cu culoarea verde o să fie, Bullet Edit Color 00FF00, FF00, să mor de m-am pun VIP pe vreo mașină, e prea enervant. Haide. What? De ce n-a pus culoarea verde? Color for VIP text. Green e... Ai, frate, vrei cu paranteze cu... Așa. Bun. Avem textul, trebuie să-mi iau și o costumație de Crăciun. Însă o să o luăm cândva. Nu în episodul acesta, pentru că în episodul acesta vreau să stau așa fără costumație de Crăciun. În episodul următor o să caut și un skin interesant de Moș Crăciun și o să-mi pun și skinul de Moș Crăciun. Questul ăsta cum este? Radar. Trebuie să găsesc pe hartă pur și simplu. Trebuie să găsesc Horinca, Horinca de la Bobo. Parcă e și ziua lui Bobo pe 14. Parcă e ziua lui pe 14, nu? Da, e evenimentul ăsta cu Bay cât te ține. Mamă, ce e pe... Set, nu? Gata. De la modul ăsta nenorocit. Stai, așa. Gata, lasă-mă în pace, mod nenorocit. Ra-ra-ra-ra-ra. Mai să facem și un pic de paintball. Bineînțeles că atunci Sam pută crești fix exact când nu trebuie. Asta înseamnă, băi, Swift, nu te mai plimba degeaba și hai, fă și tu ceva interesant pe acest episod. Așa că am zis, hai să mergem și să... Fuck, fuck,
Fuck, și să facem puțin paintball, pentru că am chef de paintball. Sincer, am chef de paintball, n-am mai jucat la paintball de ceva timp. Fuck, fuck, fuck. Fuck, uite, chiar acum am pauza asta între secvențe. Mă uitam pe YouTube acum la ceva și am văzut acolo o postare de la Jimmy, la povești cu Jimmy. Și am zis, bă, de-abia și termin episodul ăsta să mă uit la Jimmy. E preferatul meu, Jimmy. Îmi place foarte mult cum povestește. Căutați și voi canalul La Povești cu Jimmy. O să vă bine dispună ziua întotdeauna. Frate, cum să găsi niște... Cum să... Ia să găsi niște fete. Cum să alergi niște tipe în... Cucuricul gol, vorba titlului. Te să aruncați un ochi pe ultimul episod postat. Ăla e nebun. Rău. Fuck. Fuck. Fuck, mamă, l-am făcut. Dacă fac și pe zod, înseamnă că sunt cel mai tare de pe server. Da, și prea multă zăpadă, prea multă zăpadă, trebuie să dau jos zăpada. Stai, stai, nu, fuck, nu, nu, tai de mine, era să-l fac. Era să-l fac. Stai, zăpadă nenorocită, dispari. Așa, bang, și murdăria dispare. Nu, stai, că nu vreau de tot să dispari, vreau puțină zăpadă. Uite așa, așa e bine. Ram, băi, de săptămâna viitoare încep tezele. Da, nu vreau să vă readuc aminte de teze, dar aia e, asta e realitatea. Încep tezele și ar trebui să învăț acum nu să fac videoclipuri. Așa că vă spun, mulțumesc foarte mult atenția acordată. Dacă v-a plăcut și eu sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, căci mă motivează enorm. Și în data viitoare aveți grijă de voi și sper că v-a plăcut încă o dată. Și ca de obicei, hai că știți, nu? Stay close, bye. Nu mă las până nu-l omor pe ăsta. Fuck, gata. We'll be right back.